În timp ce medicii din Republica Moldova luptă cu pandemia de COVID-19, deputații se ceartă în Parlament și înaintează tot felul de condiții pentru înaintarea unui nou guvern. Cu toate acestea, o strategie clară de luptă cu virusul care răpește zilnic viețile a zeci de moldoveni nu este formată. Autoritățile impun restricții care la câteva zile distanță le anulează. În tot acest timp, spitalele din capitală se sufocă din cauza numărului mare de infectați, iar medicii își cedează birourile pentru a putea primi noi bolnavi. Și totuși, de ce oare are nevoie în acest moment țara noastră? De alegeri anticipate sau de un guvern anticriză? Sau poate e nevoie de rezolvarea rapidă a crizei pandemice și economice din țară? Am mers în stradă pentru a afla opinia oamenilor la acest subiect. Нужно стране порядок. Начинаем оттуда сверху и заканчиваем самых низов. Если там не будет порядка, и здесь внизу тоже ничего не будет. Только с верхушки. Я думаю, что довели страну уже все. И бывшие, и настоящие, и наверняка и будущие будут продолжать в том же духе. Я так думаю. Мое мнение такое, и наверняка не только мое, а всей страны. Люди уже и так с этой пандемией настолько настрадались. Они еще там делят вашим, нашим, кому индюки, кому эти... Знаешь, как говорят, и овцы целы, и волки сыты, и овцы целы, да? Вот есть такая пословица. А у нас и там ничего нету, и там плохо, с двух сторон. И те хотят кушать, и эти тоже уже такие голодные, что падают в обморок. Я не знаю, мне кажется, что столько уже в нашей стране прошло. Нету хозяина. În primul rând, cred că este nevoie totuși de a rezolva problema cu criza pandemică, că a început iarăși un val care ne sperie pe toți. Asta e. Cum credeți? De rezolvarea crizei pandemice. Da, asta e jocurile lor, prostite, ambițioase, dar noi trebuie să trăim, noi suntem pensionari, noi avem nepoți, copii. Asta e smeh și greh, cum să zice, știți. Eu nu sunt un as în politică, dar cred că totuși avem nevoie de rezolvarea situațiilor care deja au ieșit din comun cu pandemia, pentru că, în primul rând, în viață e ca oamenii să fie sănătoși, pentru că dacă este sănătate, pe restul noi reușim să le învingem. Și cred că mai întâi asta ar trebui de rezolvat. Anume, sunt foarte multe cazuri de îmbolnăvire și foarte multe decese, lucru care e foarte trist și care eu cred că trebuie neapărat de luat măsuri cu asta. Cred că de rezolvarea crizei și pandemice. Rezolvarea crizei. În primul rând, eu socot că trebuie numai decât alegeri anticipate, pentru că Parlamentul nostru e discreditat complet. Ne facem de râsul tot în lumea întreagă. Asta e primul. A doilea rând, dacă ar fi alegeri anticipate, atunci s-a poate ales un guvern cât de cât credibil. Și atunci o să avem sânere și pe plan internațional, desigur. Și eu cred că și dispoziția și optimismul la oameni a să crească în același moment. Și eu cred că numai într-așa caz, când ne-am unit toți împreună și am avea un scop comun, atunci o să trecem și pe și asta. Și desigur că responsabilitatea oamenilor de rând. Asta mult înseamnă când e o lecție că trebuie să mai parte mai serios la tot ce iese. Pentru că după toate ce se vede, oamenii uneori își nu se asumă așa răspunderi și asta e seriozitate ca să înțeleagă cât e de gravă la noi situația. Numai cei care nimeresc pe patul de spital înțeleg după ce au trecut toate astea. Решение экономического кризиса только это спасет нас, рабочие места, как я сказала в начале, и решение экономического, потому что люди уезжают, и что будет со страной. А вообще хотелось бы, чтобы все наши депутаты, и президент в том числе, имели одно гражданство, молдавское. И дети учились в Молдавии,
И лечились тоже в Молдове. И тогда только у них появится желание обустраивать эту Молдову. А если они все отдыхают, лечатся и учатся за границей, то для Молдовы у них просто нет желания что-то исправлять.